Salut, eu sunt Bianca Panțiru și bine ai venit pe canalul nostru Variat Studio. Eu sunt psiholog și psihoterapeut și scopul meu este să fac psihologia accesibilă tuturor. Astăzi m-am gândit să vorbim despre relații, care este un subiect destul de sensibil. S-au spus foarte multe lucruri de relații și cred că se vor spune de acum încolo. Sunt foarte multe cărți scrise despre asta și în general despre cum ar trebui să ne comportăm într-o relație. Despre ce comportament ar trebui să aibă un bărbat și ce comportament ar trebui să aibă o femeie. Însă eu am observat un lucru. Cu cât ne concentrăm mai mult pe cum ar trebui să fim, cu atât mai complicate devin lucrurile. Și asta pentru că noi ne chinim foarte mult să fim într-un anume fel care nu ne este natural. Ne chinim foarte mult să-i fim pe plac celuilalt. Când de fapt la baza unei relații solide stă de fapt încrederea în sine și stă de fapt relația foarte bună pe care o ai tu cu tine. Dacă tu nu ai o relație bună cu tine, nu ai cum să ai o relație bună cu celălalt. Pentru că celălalt va deveni un instrument pentru a-ți umple ție golurile din viața ta. Pentru a-ți umple nemulțumirile pe care le ai. Pentru a repara cumva tot ceea ce nu este potrivit pentru tine. Și celălalt nu ar trebui să facă asta. Partenerul nostru nu este un instrument pe care noi îl folosim să ne echilibrăm viața. Adevărul este că din interacțiunea cu celălalt ar trebui să ne luăm anumite beneficii. Celălalt ar trebui să aducă un plus valoare în viața noastră. Ăsta este și motivul pentru care alegem să stăm cu el. Doar că lucrul acesta ar trebui să se întâmple din felul lui natural de a fi, nu prin anumite sacrificii sau gesturi care le face pentru noi. Pentru că altfel, într-o situație perfect normală în care partenerul nostru alege să facă ceva pentru sine, să petreacă timp cu prietenii, să stea cu familia lui sau să-și împlinească o anumită pasiune, noi ne vom simți abandonați. Pentru că motivul pentru care l-am ales să fie în viața noastră, adică să ne umple acele goluri, nu va mai fi îndeplinit și vom fi nemulțumiți. Îi vom spune, de ce vrei să faci un lucru fără să mă incluzi? De ce alegi să mergi cu prietenii tăi? Eu ce ar trebui să fac în timpul ăsta? Și chestia asta nu este firească, pentru că fiecare dintre noi ar trebui să avem timpul nostru petrecut cu noi. Celălalt nu este o persoană care ar trebui să ne umple viața și să o regleze. Fiecare este responsabil să fie fericit el pentru el și să se desăvârșească. Așa că pe parcursul acestei emisiuni voi încerca pe cât posibil să induc reguli, să menționez sau să subliniez cum anume ar trebui noi să fim. Dacă aveți un interes în această direcție, eu vă pot recomanda două cărți destul de cunoscute. Prima este Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus, unde sunt menționate diferențele dintre bărbați și femei, cum reacționează fiecare când au o anumită problemă sau când se simt neliniștiți, nemulțumiți. Acolo vor fi prezentate foarte multe diferențe. Eu personal cred că lucrurile astea pot fi și inversate, ce citim la bărbați, de exemplu, putem regăsi la femei și contează foarte mult și modul în care am fost crescuți. O altă carte destul de interesantă este Cele 5 limbaje ale iubirii, unde este menționat faptul că noi ne exprimăm felul de a iubi prin cele 5 limbaje și dacă nu avem același limbaj cu al partenerului nostru, putem ajunge să ne certăm. Și asta este adevărat, dacă nu aveați această informație, ea poate să aducă un plus foarte mare și foarte bun în viața voastră, pentru că puteți înțelege cum celălalt, de exemplu, dacă limbajul lui de iubire este afecțiunea, de exemplu, atingerile fizice, iar limbajul vostru de iubire sunt cadourile, atunci veți înțelege că faptul că el nu vă aduce cadouri nu înseamnă că nu vă iubește, ci își exprimă iubirea prin modul lui de a fi. Dar, din nou, acest lucru poate ține foarte mult de încrederea în sine și spun asta pentru că dacă eu mă cunosc foarte bine pe mine și sunt foarte ok cu mine, știu ce limite am, știu ceea ce îmi doresc de la un partener, ce accept și ce nu accept, dacă limbajul lui de iubire nu se potrivește cu al meu, consider că este destul de greșit să-l chinim pe celălalt să se schimbe și să încerce să-și exprime într-un anume fel limbajul de iubire care nu este potrivit. Plus că dacă eu am nevoie de afecțiune, chiar dacă teoretic știu că limbajul celuilalt este într-un anume fel, nu voi fi niciodată mulțumit și voi rămâne cu această frustrare. Ceea ce este foarte important este să fii sincer cu tine. Trebuie să-ți cunoști limitele. În înțelegerea celuilalt există o limită și nu are rost să te minți că ai capacitatea să înțelegi sau să tolerezi niște lucruri pe care de fapt nu le poți tolera.
când tu știi ce îți dorești, lucrurile ar trebui să fie foarte simple. Dacă, desigur, ești într-o relație cu un partener care este și el dezvoltat din punct de vedere emoțional și puteți comunica despre lucrurile acestea, nu ar trebui să fie atât de complicat și să avem atât de multe reguli de care să ținem cont constant. Acest lucru poate să ne streseze foarte tare. Dacă apare o problemă, în mod firesc, o comunicăm, vedem dacă se poate rezolva. Dacă nu, în mod firesc apare despărțirea. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Există, desigur, câteva lucruri care merită să le menționăm. De exemplu, gradul de compatibilitate. Acesta este foarte important. Pentru că noi, pe parcursul vieții, ne aflăm în mai multe stadii, în diferite stadii. De exemplu, la 18 ani, este firesc ca într-o relație să căutăm distracție. Dar dacă avem 30 de ani, e posibil ca asta să se schimbe, cel mai probabil. Vrem să ne întemeiem o familie sau poate ne dorim cel puțin stabilitate, să construim anumite lucruri. În această situație, lipsa de compatibilitate nu se poate rezolva, pentru că nu este de vină nimeni. Nu putem condamna pe cel de 18 ani că își dorește să se distreze sau pe cel de 30 de ani că vrea să construiască ceva. Această lipsă de compatibilitate nu se rezolvă nici măcar în terapie. Uneori chiar și terapia de cuplu se finalizează prin despărțirea celor doi. De foarte multe ori, când apare această lipsă de compatibilitate, majoritatea încearcă să-l schimbe pe celălalt. Încearcă să explice ce nu-i convine, ce nu-i place. Din păcate, acesta este motivul pentru care lipsa de compatibilitate nu are soluție. Pentru că niciunul dintre cei doi nu este vinovat pentru ceea ce își dorește. Și, desigur, aici intervine comunicarea și sinceritatea, practic, față de noi și față de celălalt. Dacă ai aceste probleme în relație, îți propun să te așezi la masă cu partenerul tău și să discuți despre aceste lucruri. Sunt câteva întrebări foarte importante la care merită să răspundeți amândoi. Prima, ce îmi doresc de la o relație? Și ce îți dorești tu de la o relație? Ce anume poți înțelege și ce nu? Ce limite ai? Ce ai nevoie de la mine și ce am eu nevoie de la tine? Poți să faci un anume lucru pe care eu mi-l doresc fără să te frustrezi? Și, evident, întrebarea pusă invers. Dacă veți răspunde la aceste întrebări, cred că vă veți da seama de răspunsul dacă voi sunteți compatibili sau nu. Trebuie să revenim din nou la încrederea în sine. Dacă ție nu îți place de tine, vei încerca, cel puțin inițial, să-i prezinți celuilalt o variantă a ta care nu este adevărată. Pentru că, practic, tu crezi că nu ești suficient de bun și îți vei dori ca celălalt să te placă. Dacă faci acest lucru, evident că vei fi frustrat. Pentru că vei simți că faci foarte multe sacrificii pentru celălalt. Ceea ce este adevărat, dar nimeni nu te-a pus să faci asta. Celălalt nu trebuie să îți mulțumească sau să-ți fie recunoscător pentru că tu faci sacrificii și pentru că alegi să pari că ești de acord cu tot ce se întâmplă, să alegi să pari că ești într-un anume fel. Plus că dacă celălalt va alege să stea lângă tine pentru că tu pari într-un anume fel în care nu ești, într-un final tot îți vei arăta latura ta. Vei arăta cum ești tu când te simți confortabil și natural, pentru că evident relația evoluează și se ajunge în acel punct. Și atunci ce vei face? Partenerul poate te va părăsi când va vedea că tu nu ești de fapt cum ai susținut la început, că te deranjează niște lucruri pe care nu i le-ai spus. Și astfel nu faci decât să-ți pierzi timpul. O altă problemă cu care se confruntă cuplurile, mai ales în zilele de astăzi, este lipsa de deschidere. Și asta vine foarte mult din modul în care am fost crescuți. În general, bărbații sunt mai reci și se deschid puțin mai greu, pentru că ei au învățat că este foarte greșit să-și arate latura vulnerabilă. Că dacă se arată vulnerabil, dacă își arată slăbiciunile sau emoțiile, atunci vor fi considerați slabi. Evident că ei fac lucrul acesta pentru a fi apreciați și pentru a primi iubire și pentru că de multe ori le pasă de ceea ce simte și sau crede persoana de lângă ei. Însă evident că dacă ne dorim o relație matură, avem nevoie și de intimitate. La 18 ani probabil că nu contează dacă doar ne distrăm, dar dacă ne dorim să construim ceva și să avem o relație mai profundă, este necesar să ne deschidem și să fim empatici, să încercăm să înțelegem ce simte celălalt sau prin ce trece el, chiar dacă nu este o experiență prin care am trecut și noi. Un alt aspect de care se plâng în special bărbații este că femeia este cicălitoare. Desigur, se poate întâmpla și invers.
Dar ca să vorbim despre acest aspect, trebuie să ne întoarcem la încrederea în sine. Dacă eu știu cine sunt și ce vreau și partenerul meu nu mi oferă acest lucru, ce sens are să îi spun de 100 de ori același lucru? Cred că ar fi mult mai bine să fim sinceri, să discutăm despre asta. Avem o problemă, o putem rezolva sau nu? Putem face ceva în privința asta? Dacă da, super. Dacă nu, ce mai căutăm acolo să încercăm să schimbăm același lucru prin aceeași metodă a 100 oară? Dacă, de exemplu, pentru mine este foarte importantă familia sau să am un copil, sau poate că sexul este foarte important pentru mine, dar pentru partenerul meu nu este. Nu are niciun rost să încerc să explic, să fie mai deschis, să fie într-un anume fel, mai dezinhibat, pentru că nu voi ajunge niciunde. Aici din nou vorbim despre compatibilitate. Și cred că într-o relație este foarte important să fim și raționali, deși uneori o relație înseamnă un tăvăluc de emoții. Dar fără această parte rațională nu putem ajunge la o concluzie. Și vă mai pun o întrebare. Dacă vă uitați la partenerul vostru și vă gândiți că el nu se va schimba niciodată, doriți să rămâneți în continuare alături de el? Bun. Eu sper că am adus un plus de informații în viața ta sau poate că am dat naștere la mai multe întrebări. Te invit să mi le adresezi în comentarii. Dacă ți-a plăcut această emisiune, poți să ne dai un like, un subscribe și nu uita, până data viitoare, fii tu!